separați la copaci care uscați aceia. Deci, îmi spuneți câți copaci sunt reați care aveți nevoie și ați o rezolvă. Noi am deci, dar nu mai mult de 10.000 de lei. V-ați auzit tot. Deci nu mai mult de 10.000 de lei. Ce legat de să-l când astăzi puieți nus? Am dat întrebarea dacă spunem sămânța, deci nu merge anul ăsta, dar la anul viitor poate planificat maxim 5 hectare. Asta se poate de rezolvat. Atât. Mai mult nu spune. Asta e real. Noi mulțumim de atâta. Asta e real, se poate rezolva anul ăsta, după ce de prima brumă. Scat. Frunzele puteți să-i ocupăm de sădire. Copacii o să vină, dar restul o să facem un suport, o să facem timpul, doamne. Deci am primat întrebarea. Toți bătrânii vin, toți vin la domn primar. Îmi dai 100 metri de lemn, îmi dai 100 de lemn. Trebuie cer, cer. Dacă să punem în viitor, facem cum era înainte, un subotnic, un oameni bun, de bun, ieșim o zi, cum în Chișinău arată în alte localități, mobilizează lumea. Dar la noi nu mai știm să, așa, ghici, schimbi în ochi să vrând. Domn doctor Chertivară, mă pare ca un lider care acum te lupți și convingi cu toate și ne faci foarte reușit. Vreau să vă zic, aveți ceva de audia astăzi aici? Nu, e chiar e foarte greu, dar se descurcă extraordinar. Bravo! Bună ziua, stimați oaspeți! Mulțumim, într-adevăr, că astăzi în localitate a venit cineva cu ceva interes pentru localitate, tot ce-i cred că-i mulțumit. Fim calm, nu agresiv. Odată ce vine cineva în sat și face ceva, trebuie să zici numai mulțumesc. Nu trebuie să tăcem în noduri, indiferent de celălalt partid, culoare, că în fiecare an, dacă vedem și anul trecut, au fost careva alegeri din de la partidii de acolo, dar noi trebuie să analizăm realitatea care s-a făcut. Într-adevăr, eu n-am crezut că în câteva zile, aseara am mers 112, când am văzut, zic, Doamne, dacă nu-i raion, în oraș. Mulțumim, nu tu faci nimic. Adică nu trebuie să zici, dar ce e făcut acum? Mulțumim că s-a făcut. Mulțumim că s-a făcut. Eu, ca medic șef din localitate, cu echipa noastră de la Centrul de Sănătate, ne speruim să facem tot posibilul și maximul posibil în situația dată cu pandemia. Este o situație foarte grea, periculoasă pentru sat. Chiar acum, 5 minute, m-a informat că avem 3 cazuri pozitive. Este foarte rău, trebuie să fim maximum protejat nevoastră, familia, copiii. În privința la ceea cu cine au ajutat pe noi, să zic, câteva luni în urmă v-am adresat la domnul deputatul nostru Gațcan, colegul nostru, săteanul nostru, măcălăgiu meu. Dumnealui mi-a propus ceva, niște utilaje medicale, dar eu am zis, tare bine ar fi, ia ca un concentrator de oxigen, parcă ne l-a dat Dumnezeu, știm care e situația, și el zice, dar nu știu de unde să luăm și cum. Și peste două săptămâni mă sună, deci s-am găsit concentrator de oxigen. A venit la Centrul de Sănătate, fiul lui, fiind tot din vreasla satului nostru, Vlad Gațcan, ne-a cadonat acest aparat. Suntem foarte mulțumiți. Recent, câteva luni în urmă, liderul de la Hâncer, a socialiștilor, vreți să credeți, a venit la Centrul de Sănătate, la colectiv, și ne-a cadonat un frigider. Bine, când l-au dat, zice, mulțumim. De ce? Că dacă e roșu, verde, și cel verde nu dă, roșu dă. Mulțumim la toți. Noi suntem lucrători medicali, noi acceptăm de la toți toate cele, tot ce e bun. Adică noi trebuie să analizăm bine. Nu trebuie să ne sfădim. Că sfada, dacă noi o vedem și prin parlament, și prin guvern, nu aduce la nimic bine. Au început să sfădească, gata să desfac. Când nu-i bine Nastase, când nu-i bine Maia, când nu-i bine Renato, când nu-i bine cealaltă, asta e cel mai urât. Noi trebuie să facem și să arătăm lumii că am făcut. Când ne întâlnim în localitate la o adunare de asta, noi trebuie numai să cerem de la dânși, dacă ei vin și spun că noi vă facem, că noi numai trebuie să zicem ce avem nevoie și, într-adevăr, să punem termen. O săptămână, două, o lună, un an, tot ce e posibil, să facem. E bine și plantația, e bine multe, dar noi trebuie să alegem cele principale localitate, care apa că lipsește, trebuie să o facem, canalizarea, că sunt multe maladii care sunt provocate de lipsa canalizării, iluminarea, drumurile, acestea sunt principale. Între acestea noi trebuie să batem și care ori veni în localitate, trebuie să scurgem din trânș maximul posibil. Și noi zicem, mulțumim, dumneavoastră alegeți, vedeți la data din 1.
Asta e, da, cine da, pașii, da, pe și ăla trebuie să-l susține. Da, bani și drum bun. Trebuie nu-ți mai vine. În toate și succes. Vă mulțumim. Mulțumim mult, domn doctor. Mulțumim pentru tot ce faceți pentru localitate. În fiecare zi sunt martor la diferite cazuri. Ba părinți, ba elevi, situația nu e ușoară. Vă luptați și se primește. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mați consecuții. Într-adevăr, suntem într-o perioadă nu ușoară, dar faptul că sunteți toți astăzi aici demonstrează încă o dată în plus că nu mi-e indiferent această localitate. Eu personal, ca consilier local, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți aici, pentru că abordați toate întrebările necesare acestui sat la care noi toți ținem și dați mulțumim din suflet acestei echipe care foarte des și acum recent au făcut mulți pași, pași buni, clari, care se văd vizibili. Dar noi rămâne să ne gândim și să-i alegem cei mai buni. Și dacă sunt aici, dați să le zicem succes, ies bândă în acest zbor destul de anevoios. Dar nu uitați, cine crede în zbor, e stăpân peste zare. Succes! Vă mulțumim tuturor! Da. Să-i luăm Nicu. Să mulțumească. Mulțumește. A, cred că eu spus.